În fiecare an creștinii ortodoxi prăznuiesc floriile. Această sărbătoare marchează și începutul săptămânii patimilor care se sfârșește odată cu învierea Domnului. Totodată semnifică și intrarea lui Isus Hristos în Ierusalim. Astăzi la biserică oamenii trebuiau să aducă ramuri de salcie pentru a fi sfințite și puse la icoană. Însă din cauza că bisericile sunt închise, preoții au dat aceste ramuri voluntarilor. Aceștia le-au distribuit mai departe în oriașilor. De această zi sunt legate mai multe tradiții și superstiții. Fetele care vor să-și întâlnească jumătatea trebuie să fiarbă busuioc și să se spele cu el pe cap. Tradiția mai spune că așa cum a fost ziua de flori, așa va fi și de paște. Astăzi a fost dezlegare la pește. Începând cu această seară, în toate bisericile din țară se fac slujbe speciale numite denii. Peste 1,4 milioane de își celebrează onomastica. Cei mai mulți poartă numele de Florin, Viorica și Florentina.